Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Școala de Astronomie și astăzi vreau să vorbesc puțin despre vâlva creată în jurul apariției pe cer a strălucitorului meteor, confundat de autorități și de media cu un avion cu probleme tehnice. Toate detaliile despre ce s-a întâmplat imediat. Bun, hai să lămurim care e treaba și de ce s-a făcut atâta vâlvă în presă. În seara de marți, 11 iulie 2023, în jurul orelor 22, a putut fi observată din mai multe județe din sudul României și din Bulgaria o lumină foarte puternică pe cer. Aceasta a fost însoțită și de un zgomot care s-a auzit în anumite localități. Și bineînțeles că, așa cum spuneam și în episoade anterioare, oamenii care nu cunosc astronomie, adică majoritatea, se panichează imediat la fenomenele de pe bolta cerească, inclusiv autoritățile. Multă lume a crezut în mod eronat că este vorba despre un avion care se prăbușește. Salvamontiștii din județele Hunedoara și Gorj au intrat în alertă. Și panica a fost, bineînțeles, folosită și de media pentru audiență, care a folosit de altfel și sintagma greșită de meteorit pe cer. Dar a fost ceva periculos sau nu? Păi, în principiu nu. A fost vorba despre un meteor, nu despre un meteorit. Meteorul este acel fenomen luminos care are loc atunci când un fragment venit din spațiu intră prin atmosfera Pământului cu viteze foarte mari și, simplu spus, arde în atmosferă la contactul cu aerul. Meteoritul este pietroiul propriu-zis care ajunge la suprafața Pământului. Oamenii au observat un meteor, adică fenomenul luminos, care a fost foarte luminos și tocmai de aceea a stârnit panică. Pentru că meteori mai slabi în strălucire avem în fiecare zi, având în vedere că în fiecare an peste 5.000 de tone de praf cosmic intră prin atmosfera planetei noastre. Meteorii se mai numesc în limbajul popular și stele căzătoare, chiar dacă nu au nimic de a face cu stelele. Dar majoritatea nu se văd din orașe, adică din zone cu polare luminoasă, pentru că sunt slabi în strălucire. Meteorii foarte strălucitori se numesc bolizi. Aici nu e vorba despre mașini de curse cu motoare puternice. Este vorba despre meteorii foarte luminoși care pot fi văzuți extrem de bine chiar și din interiorul orașelor. Iar noi asta am văzut pe cer marți seara. Un bolid, adică o dâră luminoasă pe cer care se mișca cu viteză foarte mare. Ceea ce este un fenomen foarte spectaculos din punct de vedere vizual, dar de cele mai multe ori total inofensiv. O problemă poate exista atunci când obiectul venit din spațiu este mult mai mare, cum a fost, de exemplu, situația de la Chelyabinsk din Rusia din februarie 2013. Atunci am avut parte de un super bolid extrem de strălucitor, pentru că obiectul intrat în atmosferă era un pietroi de 18 metri în diametru și 9.000 de tone, iar unda de șoc creată a avariat peste 7.000 de clădiri, accidentând peste 1.400 de persoane. Dar asta se întâmplă rar. Ce a fost la noi este un fenomen des întâlnit, pentru că obiectul care a intrat prin atmosferă nu era prea mare și se pare că s-a dezintegrat complet. Deși a apărut informația pe anumite site-uri de știri cum că un mic fragment s-ar putea să fi supraviețuit intrării în atmosferă prăbușindu-se la Bulgari, în localitatea Vidin. Deocamdată însă nu s-a găsit nimic și probabil nici nu se va găsi. În concluzie, am avut parte de un bolid, adică de un fenomen luminos cauzat de intrarea unui obiect cosmic de dimensiuni mici prin atmosfera Pământului, care a ars și s-a dezintegrat la contactul cu aceasta. Așadar, nu e cazul să ne panicăm și nu e cazul să exagerăm. Nu a fost nimeni în pericol și nu s-a produs nicio pagubă materială. Am avut doar parte de un mic spectacol ceresc, dar, ca de obicei, media propagă tot felul de știri panicarde în speranța de a atrage audiență. Și văd că din ce în ce mai la modă este astropanica, orice știre astronomică prezentată ca un pericol iminent. De aceea este bine să știm puțin astronomie și să ne protejăm astfel de aceste reportaje cu tentă, care se pretind a fi informări imparțiale. Tocmai de aceea eu recomand să te abonezi la canal dacă n-ai făcut-o până acum și să te imunizezi în fața acestor tentative. Pentru că aici vei găsi astronomie explicată simplu și ușor de înțeles, fără senzaționalism și exploatare emoțională. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Școala de Astronomie. Până data viitoare, eu vă salut!